Bine v-am regăsit, dragii mei, și să știți că, deși sunt așa cu zâmbetul pe buze, nu prea sunt cu zâmbetul pe buze pentru că mi-a trimis Năsturel de poveste o scrisoare. Și este un soi de provocare, mai ales pentru voi, dragii mei, așa că ciuliți urechile, fiți atenți și neapărat trebuie să facem echipă. Dacă până acum am făcut sau n-am făcut echipă, în sensul că mi-ați scris sau nu mi-ați scris, de data aceasta trebuie neapărat să-mi trimiteți mesaje. De ce? Vă povestesc. Mi-a trimis Năsturel de poveste o scrisoare în care mi-a spus că el a tot călătorit, că a cunoscut tot felul de copii, de prin tot felul de locuri și că a aflat el că copiii nu mai știu poveștile. E adevărat? Nu mai știți poveștile? Pentru că am citit scrisoarea lui Năsturel de poveste, în care îmi spunea acolo foarte trist: „Draga Adriana, trebuie să-ți mărturisesc că sunt trist și dezamăgit. Am călătorit, am cunoscut foarte mulți copii și nu mai știu povești.” Și am zis: „Bine, Năsturel de poveste, dar la ce povești te referi?” Și mi-a răspuns: „La poveștile clasice, cele pe care a trebuit să le știe toți copiii.” Și am spus: „Nu se poate. Copiii mei de la Bucuria Poveștilor știu poveștile, pot să uite Năsturel de poveste, pot să pun un pariu.” Așa că, dragii mei, pentru că am avut acest curaj, v-am luat apărarea și am spus că voi știți poveștile, că nu e adevărat cum că în zilele acestea copiii nu mai cunosc poveștile. Am făcut următorul pariu cu Năsturel de poveste. Eu vă spun câteva povești cunoscute, eu zic că sunt cunoscute, și voi la final, nu vă zic titlul, asta e ideea, să nu vă zic titlul, dar voi la final trebuie să-mi trimiteți mesaj, să-mi spuneți dacă știți despre ce poveste e vorba. Încercăm? Sunteți pregătiți? Nu mă faceți de râs, copii, fiți atenți, sunt povești cunoscute. Uite, încep astăzi cu una dintre povești. Poveștile clasice, cele foarte cunoscute, încep cu „A fost odată ca niciodată.” Așa că, a fost odată ca niciodată o văduvă care avea un băiat ce se numea Jack. Știți ce nu spune povestea originală de la început? Nu spune ce s-a întâmplat cu tatălui Jack. Cum a ajuns Jack orfan de tată? Cert e că el trăia doar cu mama lui, văduvă, și că erau destul de săraci. Atât de săraci încât, într-o bună zi, mama lui a spus lui Jack: „Jack, trebuie să mergi la târg, să vinzi singura noastră văcuță, să iei niște bănuți pe ea cu care să ne ajutăm de pe o zi pe alta, pentru că nu ne mai descurcăm.” „Da, mamă, o să merg,” a spus Jack și a plecat cu văcuța spre târg. Dar, pe drum, a mers, a mers, a mers, a cântat: „Upsia, iupsia.” Nici asta nu se spune în poveste, dar Jack era mai, așa, mai pasionat de muzică și cânta: „Upsia, iupsia, iupsia, iupsia.” Și mergea și mergea și pe drum se întâlnea cu un bătrân. Și bătrânul l-a văzut pe tânărul Jack, a văzut văcuța: „Dar ce faci, Jack? Unde te duci?” „Păi unde să mă duc, bătrâne? Uite, merg la târg să vând vaca, pentru că mama sărmana mi-a spus că nu mai avem bănuți și ar trebui să, știi, să o vând ca să fac rost de niște bani.” „E, măi, Jack, dar nu vrei să-mi dai tu mie văcuța aceasta?” „Păi ți-o dau, dar trebuie să-mi plătești.” „Păi îți plătesc, cum să nu-ți plătesc? Uite, îți dau niște boabe de fasole.” „Cum niște boabe de fasole? Vrei să mă certe mama acasă, să mă ciufulească?” „Măi, Jack, ascultă-mă. Boabele astea de fasole nu sunt orice fel de boabe de fasole. Sunt niște boabe cu totul și cu totul speciale.” „Zici tu că sunt niște boabe cu totul speciale? Dacă îți spun, Jack, uite-te la mine, că sunt om bătrân, crede-mă pe cuvânt.” „Bine, dacă zici tu așa, atunci, uite, ia văcuța și dăm boabele.” Zis și făcut. Jack a luat boabele de fasole, bătrânul a luat văcuța și a plecat. Și s-a întors Jack acasă. „Ei, dragul meu, dar repede, repede, acum te rog să-mi aduci un pic de apă și după aia să-mi povestești câți bănuți ai luat tu pe văcuța noastră.” „Da, mămucă, repede, repede, ți-aduc un pahar cu apă.” Și s-a dus Jack, i-a adus mamei apă și mama: „Îți mulțumesc, băiatule. Acum, bănuții?” „Care bănuți, mamă?” „Bănuții după văcuță.”
văcuță, mamă. Păi nu te-ai dus la târg cu văcuța? A, cu văcuța, da, mama, m-am dus la târg. Așa, și bănuții? Bănuții? Da, bănuții. Păi, mamă, să vezi, pe drum m-am întâlnit cu un bătrân. Așa. Și bătrânul mi-a zis să-i dau văcuța, așa, pentru niște boabe de fasole, mămucă. Cum, mai Jack, pentru niște boabe de fasole, mai Jack? Da, mămucă, a zis că sunt niște boabe de fasole cu totul speciale. Mai Jack, te-anătă rău mai ești, mă, băiatule. Odată te-am trimis și eu la târg să-mi vinzi văcuța, că suntem vai de capul nostru, și tu pentru niște boabe de fasole le-am aruncat în grădină. Dar se poate așa ceva? Acum să mănânci pământ, Jack, că altceva n-am ce să-ți dau. Și-a plecat mama supărată, s-au culcat amândoi flămânzi, Jack și el supărat că a necăjit-o pe mama, că așa prostănac să fie el, să fie păcălit, auzi, cu niște boabe de fasole. Dar a doua zi, dis de dimineață, când Jack s-a trezit și s-a uitat pe fereastră, a văzut cum în curte crescuse, știți, copii, nu un vrej de fasole, de fapt, un vrej și încă un vrej și încă un vrej și încă un vrej, și s-au întortocheat toate și erau atât de groase vrejurile acestea de fasole și au urcat mai sus și mai sus și mai sus, până când Jack nici măcar nu vedea capătul vrejului de fasole. Era până sus în cer, dincolo de nori. Mămucă! Ia vină, mămucă, să vezi! Și mămuca a ieșit și ea afară. Măi, dar ce cu vrejul ăsta, măi, ce? Dar nu, nici nu se vede. Da, mămucă, ia uite ce... Dar ce... Mămucă, eu să știi că mă... Măi, Jack, nu te sui, mămucă, dar nu pot să stau așa, uite. Hai să văd unde... Măi, Jack, mi-e frică, măi, băiatule, dacă poți ieși... Mămucă, eu mă sui. Zi și făcut, n-a mai ascultat Jack de nimeni și a început să se cațere pe vrejul de fasole. Și s-a cățărat, și s-a cățărat, și s-a tot cățărat. De data asta nu prea mai cânta, că era cam speriat, așa de necunoscut, și s-a tot cățărat și... Da, ce înalt e vrejul ăsta, a spus Jack. Și s-a cățărat, și s-a mai cățărat, și s-a cățărat, și a trecut de nori, până când, dincolo de nori, a pătruns într-un alt tărâm. E, când a călcat el de pe vrejul de fasole pe tărâmul acela necunoscut, Jack s-a întâlnit cu o zână. Știați asta? S-a întâlnit cu o zână și zâna i-a spus următorul secret lui Jack. Jack, ține minte, măiatule, tatăl tău a fost ucis de un uriaș. Uriașul locuiește aici, într-un palat. El a furat toate averile tatălui tău, să ții minte lucrul ăsta. Tata a fost ucis de un uriaș, dar eu n-am știut asta niciodată. Păi mama ta nu a vrut să-ți spună, să nu te întristezi, să nu cumva să pleci după uriaș. Mama n-a vrut să-mi spună și tata a fost ucis de un uriaș? Da, Jack, stai. Am mai vrut să întrebe ceva, Jack, dar zâna a dispărut. Așa că Jack a mers pe tărâmul necunoscut și a mers și a mers, fără cântec, tot speriat era, până când a ajuns în fața unui castel imens. Și Jack era atât de însetat și de flămând, a bătut la poarta castelului și a deschis o bătrânică. Da? Ce dorești? Ce cauți pe tărâmul acesta? Te rog, dacă se poate să mă primești, sunt foarte flămând și însetat. Nu pot să te primești, să știi. Aici locuiește un uriaș și uriașul mănâncă oameni. Să știi că n-au mai fost oameni pe aici de multă, multă vreme, dar încă sunt închiși în temniță. Îi mănâncă, îi mai prinde el, câteodată îi aduce el, nu știu pe unde se duce. Mi-e frică să te primesc, dar fie-ți milă, a spus Jack, că mi-este foarte, dar foarte, dar foarte foame, sunt obosit și însetat. Bine, dacă insiști, dar trebuie să te ascund apoi, să știi, să te duc undeva să te ascund, să nu cumva să vină uriașul. Și Jack
a pătruns în castel. Castelul era înalt și imens în interior. A pătruns mai întâi într-o sală mare, apoi într-o cămăruță mai mică acoperită cu draperii mari, verzi. Lumina era ciudată, ca și cum o lumină albastră răzbătea prin camera respectivă, și apoi a mai mers, a intrat într-o altă cameră care era un fel de bucătărie și acolo bătrâna l-a pus la masă și l-a ospătat cu tot felul de bunătăți. Și când era masa mai întoi, s-a auzit uriașul bușind și trosnind: aici miroase a carne de om! Ce se pare, nu, de la mâncarea pe care am pregătit-o nu este niciun om aici, să știi. Și uriașul a crezut-o pe bătrână, care între timp îl ascunsese pe gec într-un dulap din bucătărie. Și-a mâncat uriașul și-a mâncat și apoi: adă-mă găina care face ouă de aur. Și Jack a putut să vadă ceva incredibil. A putut să vadă cum bătrâna a adus o găină de aur care făcea ouă cu totul și cu totul de aur. Iar uriașul a adormit și a început să sforăie cu putere, în timp ce găina mai făcea un ou ușor și încă un ou ușor. Și când a văzut că a adormit bine, bine de tot, Jack a ieșit din dulap, a luat găina cu ouăle de aur și a fugit. Și a alergat. A ieșit din palat, a coborât repede pe vrej, a ajuns acasă: mămucă, de azi înainte s-au dus toate grijile noastre. Și chiar s-au dus, pentru că, vă dați seama, cu ouăle de aur au putut să vândă ouăle și să-și cumpere tot ceea ce aveau nevoie. Dar știți cum e? Jack parcă n-avea stare. Voia să mai urce pe vrejul acela și după câteva luni de zile, deși mama l-a rugat: Jack, te rog, ai fost odată, e periculos, nu te mai duce. Băiatul era tras să mai urci odată, l-a trăgea acolo, l-a demenea vrejul acela. Și-a mai urcat odată, deghizat altfel. Bătrâna nu l-a recunoscut, l-a primit din nou în casă, l-a pus din nou la masă, a venit din nou uriașul, miroase a carne de om. Ți se pare, a spus iar bătrâna care l-a ascuns pe Jack. Și de data aceasta, după ce a mâncat, uriașul a cerut: adu-mi de data aceasta saci cu galben să-i număr. Și a văzut Jack cum bătrâna îi aduce saci cu galbeni și începe uriașul să numere la galbeni, să-i pună la loc, până când a adormit. Și da, exact așa cum credeți voi, Jack a luat saci cu galbeni, a fugit, a coborât iarăși pe vreș și s-a întors acasă. Nu te mai duce, a spus mama, nu te mai duce încă o dată, pentru că nu te văd bine, avem tot ceea ce ne trebuie. Dar știți cum sunt oamenii, niciodată mulțumiți cu ceea ce au. După câteva luni de zile, Jack, tot uitându-se la vrejul acesta și la norii care îl înconjurau: mă duc din nou, mamă. Și n-a ascultat-o pe mama lui. A urcat și a treia oară. A ajuns și a treia oară la castel, a fost și a treia oară primit de bătrână care nici data aceasta nu l-a recunoscut, a ospătat ca prima și a doua oară, a fost ascuns în dulap ca prima și a doua oară, a venit uriașul, miroase a carne de om. Și de data aceasta, după ce a mâncat uriașul, a cerut: adum harpa de aur. Harpa de aur cânta singură, o muzică atât de frumoasă, încât nici nu ne-o putem imagina. Doar că uriașul a adormit, bucurându-se de această muzică. Și Jack a ieșit din dulap, a luat harpa și a dat să fugă, doar că harpa a început să strige: stăpâne, stăpâne, sunt furată, stăpâne! Și atunci uriașul s-a trezit și a început să-l fugărească pe Jack. Și bietul Jack alerga să ajungă la vrej și uriașul după el. Și când Jack a ajuns jos: mamă, adă toporișca, mamă! Și-a tăiat vrejul de fasole și uriașul a căzut cu putere pe pământ și s-a făcut praf, 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 fin, cel mai fin. Și uite așa,
Nici Jack n-a mai urcat pe vrejul de fasole, toate grijile lui au dispărut și dacă auziți vreodată un cântec minunat de harpă, să știți că e harpa lui Jack. Dar finalul, știți care e finalul, nu? Cum se cheamă povestea, copii? Repede, vă rog frumos să-mi scrieți și sper că știți povestea, ca să-i demonstrăm lui Năsturel de poveste că voi știți poveștile, da? Eu așa i-am spus. Uite, Năsturel de poveste, le spun copiilor povești cunoscute și o să vezi că ei chiar le știu. Așa că, repede mesaj, numele poveștii la 0740 171 622. Și apoi eu vă spun ce-mi transmite Năsturel de poveste. Pe curând! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!